invers? Așa. Mă duc la gardul la voi acolo. Stricăm gardul? Cât de cât, puțin, foarte puțin. Dar fiecare dintre noi avem dramele noastre. O avem pe Petruța, pe Ionuț, care sunt mai mult cu bunicul. În momentul în care tata a avut TBC, bunicul a avut grijă de ei. Când i-am dus să văd dacă și ei au TBC, oamenii care erau acolo la dispensarul TBC și au văzut că se rugau și se închinau, mă întrebau, dar de ce se roagă? Ca să nu-l mai supărăm pe tata încă o dată. Și tot așa. Dar noi aici, ni le știm pe ale noastre, suntem triști acasă, dar aici, ce să spun, suntem cu ceilalți colegi, toți la fel, toți... Aici avem familia Cărdăraru, care tocmai ce a intrat, pe Marinică, care știe cum e la jucării, dar pentru că a avut vărsat de vânt, n-a ajuns până la jucării. Și a venit prima zi la noi cu pepeluși de o lună și jumătate. Da. Deci noi, măcar pentru o zi, da, din puținul colegilor noștri am făcut niște cadouri pentru aceste patru familii. Sperăm să ținem legătura și pe viitor, nu numai de Paște, de Crăciun. Da. Și adică, să fim așa. Sigur, nevoile acestor familii sunt zilnice. Cât putem, nu vrem să promitem, dar cu siguranță vom ține legătura, că colegii au fost foarte săritori, să știți. Deci nici nu... Dau seama că într-un colectiv... O să vedeți. Foarte multe acum nu sunt. Dar noi credem că sunt suficiente pentru a le bucura un pic sărbătorile acestea. Noi am mai fost ajutați și de alți sponsori în perioada asta. Noi am avut o școală întreagă care s-a mobilizat, am adunat dorințele copiilor și le-am trimis. Le-am văzut. Da, nu era mult atrat, da, mi-am dat seama pentru că am văzut lista aceea. Da. E, ne-am alăturat și noi cu ce au mai avut ei din dorințele respective de acolo. Noi ne bucurăm că ne-ați ales pe noi și uite că ne-am împrietenit. Noi ne bucurăm cum v-am cunoscut. Sunt cu siguranță 10.